Bună, eu sunt Adelina. Cu toții am auzit de Săptămâna Mare. Vreau să citesc din Biblie și să vedem ce s-a întâmplat marți în această săptămână atât de specială. Dimineață, în timp ce se întorcea în cetate, lui Iisus i s-a făcut foame. A văzut un smochin lângă drum și s-a dus spre el, dar n-a găsit nimic în el în afară de frunze. Atunci a zis, înveți să nu mai iasă rod din tine. Și deodată, smochinul s-a uscat. Ucenicii au rămas uimiți când au văzut acest lucru și l-au întrebat. Cum de s-a uscat smochinul așa deodată? Iisus răspunzând le-a zis, adevărat vă spun că dacă ați avea credință și nu v-ați îndoi, ați face nu doar ce am făcut eu smochinului, ci chiar dacă ați zice acestui munte, ridică-te și aruncă-te mare, s-ar întâmpla întocmai. Toate lucrurile pe care le cereți cu credință în rugăciune le veți primi. Din Matei 21, 18 până la 22. Duminică, 2 mai la ora 11, haide și tu la programul special de Paște al Bisericii Creștine Noua Generație pentru a afla mai multe și a sărbători împreună cu noi învierea lui Iisus.